departe, pentru mamaia Niculina, soarele a strălucit din nou. Un domn care a fost impresionat de povestea ei a mers în vizită în ograda bunicuței și i-a făcut o mare surpriză care i-a luminat chipul. Să vedem despre ce e vorba. Sunt fericit. Mamaia Niculina a zâmbit din nou. Sufletul i s-a umplut de bucurie atunci când a văzut că oamenii se gândesc la ea. Când a zis că nu taie găine, de ce nu face ou? Acum am adus 30 de găini, are să face ciorbă, are să face ce vrea. Vă mulțumesc mult. Mare plăcere, ba, roșii. Roșcate, băi, roșii, nu vă mai amintiți de timpul comunismului cu Ceaușescu? Nu mai vă convine roșu acum? Băi, bun, rău, ne-am hrănit și cu el. Iar mamaia a avut grijă ca noile păsări din ogradă să fie mâncate și alintate cu vorbe dulci, așa cum știe mai bine. Unde sunteți, mătecelor? A, așa, așa, măică, așa, hai, 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 sus, fata, sus, sus. E mângelenițel grud acolo și pune aici ciugul. Dacă vine Babilonul între voi, vă învață să mâncați. Ce-a furisit este? Cine este el? Un puiu care a venit de unde a venit la mine și a pus ochii pe o găină, n-are voie găina aia să iasă din grajd, să ducă lângă păse. Zic, asta e nevasta lui, mă, de ține atât la ea. Și între găinile roșii a apărut una albă. Oare cine să fie? E nevasta lui Babilon. Ea e nevasta? Da, nevasta lui Babilon. La celelalte pe care le-a adus acum domnul Fulvio, o să le puneți vreun nume? O să le alintați? Păi cum să nu le... Da? Dacă eu cu păsări și cu animale m-am învățat, le pui, le îngrijesc, îi mulțumesc din suflet. Chiar mă mare plăcere, mamaie. Cinste sufletului care l-are bun. A venit și soția mea, dar nu vrea să apare la televizor. Cred că e gelos acum să stau aici cu dumneavoastră. Aole, păi am avut un gelos care... Plecam cu conductor, ce ai plecat? Dacă nu plec... Da, bate, Babilon, că ești vagabondă. Pentru mamaia Niculina, surpriza nu s-a oprit aici. Dar cât porumb ai, mamaia? Deocamdată la târg mă duc. Să-i iau bani? N-am putut, eu n-am putut să activez, să sap și așa. O să ducă băiatul și mi-a de la târg. Îmi aduce. Uite, mamaie, îți iei 200 de chile de porumb, așa... Vă mulțumesc din suflet, îl trimit pe băiat să ducă duminică la târg și mi-aduce. Mâncalear, mama! Mă descurc, că n-am învățat carte să mă duc la birou. Între animale și păsări am trăit. Acum credeți în Moș Crăciun? Cred că e foarte bun. Poate până în decembrie vine din nou Moș Crăciun. Cine știe? Să mă găsească sănătoasă. Atât își dorește. Sănătate. Să poată avea grijă de grădina și de păsările ei. Ia să vedem ce mai mâncă ea. Mă, nu mâncați pervers. Unde v-ați luat? Numai la boabe? Să dă și verdeață, maică. A, asta e nevasta lui Babilon, le învață să mănânce. Mamaie, v-am văzut astăzi zâmbind, v-am văzut fericită. Sunt fericită să am ocupații. Oh, nu știu ce să mai zic, nu știu cum să mai spui, decât Dumnezeu să ne poarte de grijă.